Cate a trecut timp. Între decembrie 1949 și ianuarie 1952, o închisoare din Pitești devine iadul în care se experimentează o tehnică până atunci necunoscută în spațiul carceral românesc. Reeducarea deținuților politici de către alți deținuți, prin mijloace violente, prin tortură. Victimele devin pălăi și pălăii gangurilor victime. Aceste atrocități au fost comparate cu umoară a sufletelor, pentru că dincolo de suferință și de moarte au dus la prăbușirea morală a individilor, a descrie ceea ce s-a petrecut între zidurile acestei culturi devine greu de înțeles, nu numai pentru cei de astăzi, dar și pentru supraviețuitorii acestei experiențe. Pare că vorbesc despre o altă planetă monstruoasă prin secretele întunecate pe care le-a adăpostit. Nu există loc în Europa, spun cei ce au fost covaii acestei experiențe, doar la Buchenwald, la Maidanek, în care să se fi suferit mai mult pe milimetru pătrat ca aici. Alexandru Solzhenitsyn, în cartea sa, Arhipelagul Pula, aprecia că tratamentul penitenciar comunist de la Pitești a fost cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane. Sergiu Grosu, un fost deținut politic, analizând efectele reeducării, vorbește de tehnica științifică a spălării creierului, aplicată în închisorile statiste, dar și în cele maoiste. Este un abil dozaj de psihologie practică, de filosofie marxistă și de forță, având drept scop, înainte de toate, stropirea victimii și aceasta pentru a face din ea un instrument docil, cedând tuturor manipulărilor. Ca să-și atingă obiectivul, călării trebuie să golească mintea deținutului de toate credințele și convingerile sale, de cele mai calde amintiri, de prietenie, de iubire, de atașamentul său familiar. Odată rezultatul obținut, spiritul este transformat într-un recipient gol. Obediența este un rezultat al folosirii forței. Este amintit ideologul Rusbelia, care spunea că orice individ supus unei forțe sălbatice, în timp de ajunge lung, ajunge să accepte orice principiu sau orice ordine. De la individul adus în stare de sclavie prin violență, se poate ajunge la degradarea generală a unui popor, la obediența lui. La Pitești, în centrul orașului, s-a ridicat un monument în memoria tinerilor universitari care au trecut prin așa zisul centru de reeducare studențească, reeducare prin teroare. Proiect gândit de general Alexandru Nikolski, agent sovietic și de nou înființat la securitate după modelul NKVD. Un monument ce amintește de un teritoriu masiv care a fost penitenciar din Pitești. Deși experimentul s-a produs în cea mai deplină conspirativitate, oroarea petrecută nu se putea să lucrească și a trecut dincolo de conspirație. Așa s-a ajuns la un protestul de echipe în care șeful studiului Eugen Turcan să recunoască implicarea autorităților comuniste a Ministerului de Interne în organizarea. Thank you.
Album de colecție la Radio România Culturală. Don Henley, Very Best Of. Timp de 2 ani, între decembrie 1949 și ianuarie 1952, o închisoare din Pitești devine iadul în care se experimentează o tehnică până atunci necunoscută în spațiul carceral românesc. Reeducarea deținuților politici de către alți deținuți, prin mijloace violente, prin tortură. Victimele devin călăi și călării la rândul lor victime. Aceste atrocități sunt comparate cu moară a sufletelor, pentru că dincolo de suferință și de moarte au dus la prăbușirea morală a individilor. A descrie ceea ce s-a petrecut între zidurile acestei închisori devine greu de înțeles, nu numai pentru cei de astăzi, dar și pentru supraviețuitorii acestei experiențe. Pare că vorbesc despre o altă planetă monstruoasă, prin secretele întunecate pe care le-a adăpostit. Există loc în Europa, spun cei ce au fost cumpăi aceste experiențe, doar la Buchenwald, la Majdanek, în care să se fi suferit mai mult pentru metru pătrat ca aici. Alexandru Solzhenitsyn, în cartea sa, Arhipelagul Gulag, aprecia că tratamentul penitenciar comunist de la Pitești a fost cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane. Sergiu Grosu, un fost deținut politic, analizând efectele reeducării, vorbește de tehnica științifică a spălării creierului, aplicată în închisorile staliniste, dar și în cele maoiste. Este un abil dozaj de psihologie practică, de filozofie marxistă și de forță, având drept scop, înainte de toate, zdrobirea victimei, și aceasta pentru a face din ea un instrument docil, cedând tuturor manipulărilor. Ca să-și atingă obiectivul, călăii trebuie să golească mintea deținutului de toate credințele și convingerile sale, de cele mai calde amintiri, de prietenie, de iubire, de atașamentul său familial. Odată rezultatul obținut, spiritul este transformat într-un recipient gol. Obediența este un rezultat al folosirii forței. Este amintit ideologul Busperia, care spunea că orice individ supus unei forțe sălbatice, un timp când de ajunse lung, ajunge să accepte orice principiu sau orice ordine. De la individul adus în stare de sclavie, prin violență, se poate ajunge la degradarea generală a unui popor, la obediența lui. I made some big mistakes, girl, I promise you, I promise you. La Pitești, în centrul orașului, s-a ridicat un monument în memoria studenților universitari care au trecut prin așa zisul centru de reeducare studențească, reeducare prin teroare, proiectul unic de generalul Alexandru Nicolski, agent sovietic, și de nou înființat a securitate după modelul NKVD-ului. Un monument ce amintește de Pitești Matrice, care a fost penitenciarul din Pitești. Deși experimentul s-a produs în cea mai deplină conspirativitate, oroarea petrecută nu se putea să nu treacă și a trecut dincolo de cortina de pier. Așa s-a ajuns la un proces cu ușile închise, în care șeful spinjuitorilor, Eugen Turcanu, să recunoască implicarea autorităților comuniste, a Ministerului de Interne, în organizarea acestui fenomen. But inside their houses, with the shades pulled down, God knows we could use some romance in this sleepy bedroom town. I know you're still afraid to rush into anything. So many summers made, just so many springs, yeah. And this is the love, the worst thing, yeah, that you have to spend. Just give me a chance to show you love.
Cause it won't be long till your little heart is gone. Bine. Dacă metalele se topesc la temperaturi înalte, ce să mai vorbim de oameni? Așa își amintea un fost deținut politic cedările la tortură. Viteștiul a fost pregătit încă din anul 1948 de la închisoarea din Suceava, unde se aflau în detenție studenți legionari. Reeducarea acolo era non-violentă, urmărea doar însușirea doctrinei fasciste prin lecturi și desfateri și astfel neutralizarea deținuților din punct de vedere politic. Se remarcau în rândul studenților pe impunitate Alexandru Bogdanovici și Eugen Turcanu. La închisoarea din Suceava s-a creat organizația deținuților cu convingeri comuniste, ODCC. Cine era Eugen Turcanu? Se născuse în comuna Păltiniș, județul Suceava. A acționat în frățiile de curte, participând la rebeliunea legionară din Cumbulu. Student al Facultății de Drept din Iași, se înscrie în Partidul Comunist. Denunțat pentru trecutul său legionar, este arestat și condamnat la 7 ani de închisoare. În aprilie 1949, împreună cu un grup de studenți, este transferat la Cumbulu. Înainte însă o haltă la Jilava, unde autorul din umbră, generalul Nicolții, ajuns mare strateg în direcția generală a securității poporului, îl instruiește și împrumute eliberarea din detenție și grade superioare de securitate dacă va aplica într-o mai profundă tehnica de reeducare prin violență. Unii ofițeri deja anunțau că la Vitez se va pune problema reeducării. Iar Nicu Culbercher, în direcția 5-a de anchete, a declarat unui deținut. Dacă ai scăpat, iasă din închisorie, a fost... Dacă metalele se topesc la temperaturi înalte, ce să mai vorbim de oameni? Așa își amintea un fost deținut politic cedările la tortură. Viteștiul a fost pregătit încă din anul 1948 de la închisoarea din Suceava, unde se aflau în detenție studenți legionari. Reeducarea acolo era non-violentă, urmărea doar însușirea doctrinei marxiste prin lecturi și desfateri și astfel neutralizarea deținuților din punct de vedere politic. Se remarcau în rândul studenților pe impunitate Alexandru Bogdanovici și Eugen Turcanu. La închisoarea din Suceava s-a creat organizația deținuților cu
Convenient comunique, cine era eu de acel caz? Să ne spuse cu comuna Păltinișii și de Suceava. A acționat în cățile de cuțe, participat la rebeliunea regională din Câmpul 1. Student al facultății de drept din Iași, se scrie în articolul public. Denunțat în trecutul său legionar, este arestat și condamnat la 6 ani în urmare. La iulie 1949, împreună cu un lot de 8 studenți, este transferat la Sucevi. Înainte însă o haltă la Gilana, unde autorul din umbră, generalul Nicolski, a fost mare strateg în direcția generală a securității postului, îl instruiește și îi promite eliberarea din detenție și grade superioare cestitate, dacă va aplica tot mai important și tehnica de reeducare din violență. Unii ofițeri deja anunțau că la Sucevi se va pune problema reeducării, iar Mitru Schulberger, șeful direcției a 5-a de anchete, a declarat un interținut. Dacă mai scăpa, viață de închisor, acolo veți fi de cadavre. De ce s-a ales mișcarea legionară pentru a experimenta metoda tip Makarenko de reeducare cu corpul? Legionarii erau opozanții cei mai învergurați ai regimului comunist, iar experimentul testa prin volum și de cozi gradul de rezistență umană. Pentru a obține un înalt, niște inși desumanizați, înviși, combatați, scoși de luptă. Alături de studenții legionari, intră în reeducare și studenții aparținând altor orientări, chiar și cei din interiorul partidului comunist, arestați pentru diverse delicte. În camera fată, spitați încet de mascările. Ce a fost mai greu era că nu puteam să îngenam de urechi. Cu aceste simptome de migrația, la ce mă așteptam? Că cer mult să rămân surd sau poate să am un factor de bază migrație. N-a fost niciun amuzant. Dar între timp cât îmi faceam eu procesul meu de conștiință, auzeam discursul lui Țurcan. Bandiților, criminalilor, să vă faceți demascare. Dacă nu vă faceți demascarea, nu vă veți face reeducarea. Dacă nu vă veți face reeducarea, nu veți putea intra din, ieși din pușcărie. Acum sau mai târziu, de mâna noastră veți spune. În primul rând, el ne-a îngătat direct, el trecea, eu l-am cunoscut și l-am identificat, nu mi-a spus nimic, așa-i Nicol, ei și-au luat
toate măsurile posibile pentru a-și asigura conspirativitatea desconspirării acestui activ criminal. Vă rog să înregistrăm acest tema. Conspirativitatea desconspirării l-am auzit de la ei. Era formula sub care ei Iisus l-au pintat. Pentru aceasta, nici înaintea nu și avea numele real. Niciun ceferaș nu era prezentat sub numele real. Toți aveau pseudonime. Deci noi îi cunoșteam de afară, îi cunoșteam în anumite sisteme care sunt specifice de cenuților. Deci un contact cu gardienii falsi din o scăpare, din cuvânt auzit, din greșeală între ei aveți el a încătat foarte mult dintre studenți, șefii studenții, dintre șefii noștri politici. Și am descoperit că ne-am revânt în penitenciare la mine. Dar el dirigea această partea, el avea ca și partea pe viitorul general Junqueru, care la urmă era Bloomberg, din informații, că fost ceva salariat la o fabrică directorul din Bucuș, a devenit general de securitate. Deci Nicoșca era șeful în guvern. Deci ce alte mărturii pot avea când tot autoritatea oamenilor și încă nu se ocupa de lucru arestat, ca să puțin treptele ierarhice ale rezidenței anticomuniste pe care ei reușesc să se aresteze, erau închetați direct de intervenția lor. Câteodată să ne-am mers ca să o lucrau Nicoș sau Podau, ei întrebi, eram sus la încetă, legați la voi, ei vorbeau prin semne sau câteodată îi spuneau unul altă. Deci la Nicoș, o mușcă într-un contract și ne-am făcut în părți, că nu putea putri fără să știe conducerea, nu numai pe sector, conducerea Ministerului de Interne și Comitetul Statal, s-a intrat o mușcă, dar este intervenție ca pe special. Nu pot să vă asumă, Datorită mărturiilor publicate după anul 1989 de cei ce au trecut prin reeducare, s-a putut stabili că la Pitești s-au perindat circa 2000 de deținuți politici. În proces sunt recunoscute oficial 1000 de persoane. Generalul Nicolski nu recunoaște nimic. Nu se gândea atunci când a fost realizat interviul că oamenii și activele vor vorbi. Ce să faci?
supus la torturi cumplite pentru a deveni un martor în procesul reeducării, Traian Popescu recunoaște pe cel ce a intrat în anchetă și i-a sfătuit pe Bătăuș să continue. Într-o anchetă care a durat 2 ani și o zi, a schimbat numai întrebatorii, mai puneau cu pădăleată de și după prima noapte, dimineața, eu n-am fost luat, pământ am fost legat de scaun, ca și erau și 2 reflectoare care mi luminau permanent, dar simțeam niște durere aproape că în mesul ultim din orizont. A venit în camera a doua, eram și au sărit cei 2 ani de tot, de tot trăit. Cine e? Popescu. Recunoaște? Nu recunoaște. Cine era Popescu? Cel care l-a cunoscut la Domnul. Eu l-am identificat după 89 din filmele minerale. Era după dicție, după comisie obrajilor, el era generalul care l-a dar sunt inda bolșevicilor, vânzândrea tomarșului Stalin, din operele lui Geniale, comuniștii sub conducerea tomarșului Doine Gărbunzeji, prefac închisorile în cea mai înaltă școală politică, cea mai înaltă școală comunistă. La episodul meu a făcut un acolo erau pentru anchetă. Păi, episodul acesta mai era unică niște căvure de tortură. Ce se vede de acum la cuvinte s-a fost altceva. Să se vă facă conferință. Acum când am preluat căsura, în pictorul lui, am decis cu 10 zile, cu 2 nivele. La nivelul cel mai de jos, am 3-4 metri. Album de colecție la Radio România Cultural. Erau 10 zile, am de 1,5 metri în lățime, 1,5 metri în lățime, 1,5 metri cu ușe de izare din lemn de 1 metru complet. Eule de jos avea un grătar din mare dulce și curgea apă pe de jos. Se vedea licărind apă și auzea curgea. Erau așa de bătuți și striviți băieții, încât se urinau numai sânge. Fiind iarna și frig afară, și întrucât ușile erau închise de la orele nouă, până dimineață ne-a dat voie să folosești ceu, tineta se lăsa pe fereastra din partea aceea. Și datorită frigului, încetul cu încetul s-a făcut un sloi de gheață, cam pe înălțimea mea, roșu, complet roșu. De ce? Pentru că toată lumea se urina numai sânge. Aceasta a fost situația. Când eu am asistat, eu personal, în perioada cât am fost aici, la 5 deținuți care au fost omorâți. Bălănișcu, Bocanovici, Niță Cornel, care au murit. Iar 2 în fața mea s-au lucrat pe golul scării. Cerban Gheorghe și Vătășoiu. Disperarea chiar atât de mare încât cred că dacă ar fi avut posibilitate, marea majoritate s-ar fi sinucis, așa cum am încercat și eu. În momentul în care mi-am dat seama că aici nu se poate ieși decât dacă vrei curat, mor. Sau
altfel murit de ei. Și atunci le-am tăiat arterele de la mâna stângă, fapt care de fapt ne-a adus, să zic așa, salvarea din punct de vedere moral și spiritual. Pentru că n-am mai fost folosit ca torsionat, ca pătruci și așa mai departe. Și eu întotdeauna vă spun că în fiecare seară mulțumesc lui Dumnezeu că am supraviețuit și că, într-adevăr, am reușit să trec prin închisoare fără ca să fie. Niște lucruri groaznice ca să un copil să vorbească despre mama lui, că era cea mai oribilă femeie, cea mai dezvățată. Este foarte greu. Tatăl lui era un boț, un bandit, criminal. La ei, în casă și în familia lor, se petreceau niște lucruri oribile. Mama cu fiul, tatăl cu fata și așa mai departe. Sau petrecerile de care le dădeam. Totul, erau copiii aceștia puși singuri totul să lați copile și atunci confabulau pentru ca să scape de chipurile pe care le aveau, au trebuit să spună orice și confabulații au trebuit. Și ei știau precis că ceea ce se spune în ei, pentru că ei aveau mal și nu aveau aceeași părere și ei trecuți prin asta. Dar trebuia să spună, pentru că dacă spui, înseamnă că gândești. Într-o confruntare de mai târziu, e vorba de anul 1956, Miron Constantinescu, într-o ședință a biroului politic al CC, al PMR, îl acuza pe Gheorghe Udeș că nu a luat măsuri privind schingiurile organizate în închisori, sesizat fiind de aceste abuzuri. Reeducarea nu era necunoscută puterii comuniste, mai mult făcea parte din programul de guvernare. Deși Țurcanu credea, ca toți fanaticii comuniști, că regimul e etern, nu există secrete care nu se află, suferințe care să nu treacă dincolo de zidurile carcerii. Au încercat chiar victimele să strige după ajutor, uneori cu prețul vieții. Pentru un mare reconducător al oamenilor muncii de pretutindeni, Iosif Vissarionovici Pelu. A încercat un singur. Nici cu Axel Fan, Naftanel, de 20 de ani. Și a fost urmă. Când a venit, a spus, ce se întâmplă? Că ne omoară aici. N-a spus nimic, dar ce ai, Nicolski, spunea, dar ce crezi că aici sunteți la pensiune? După ce a plecat, l-a omorât, pur și simplu. Un alt coleg al meu, un băiat la Politehnică, Eugen Gavrilescu, Eugen, foarte bun băiat, când a început să-l bată, a început să țipe. Și a început să urle că nu se mai poate să vină, veniți că ne omoară, ne omoară. Rezultatul a fost următor. Au sărit pe el. Unul din colegi, din prietenii mei, s-a dus și a luat o cârpă cu care sperau pe jos, i-a băgat-o în gură și cu coada lingurii, pentru că noi n-aveam cuțite, dar mulți făceau din coada lingurii, numai cei care aveau voie, fost când trăgeau de ciment sau de papă de fer și făceau cuțite, i-a îndesat cârpa cu gura și i-a tăiat
Și atunci nimeni, dar să vă mai spun și altceva. De exemplu, noi am fost bătuți, să vă spun, 6 luni de zile în fiecare zi. În fiecare zi. Și n-am auzit în camera în care am stat eu niciun geamă, niciun țipăr. Este pentru că cei care erau bătuți și-au dat seama de tragedia care se întâmplă acolo. Și intervenția psihicului a fost mult mai puternică decât durerile pe care le spun. De ce s-a încheiat reeducarea de la Pitești în anul 1952? Istoricul Denis Deletan leagă acest moment de înlăturarea din partid a lui Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu, ci de declarația lui Gheorghe Udej că a pus capăt regimului de teroare inițiate cei trei. Prietenia Anei Paucăr cu Stalin și cu Molotov a scăpat-o de un proces. Legăturile lui Nicolski cu NKVD-ul i-au asigurat imunitatea. Pregătirea procesului va dura 2 ani. Ce crezi că ai să poți să scrii odată despre ce se întâmplă? Asta nu se va întâmpla niciodată. Nu se va ști nimic. Pentru că nici un om cu mintea sănătoasă nu va atinge ce se întâmplă. Și eu știu bine. Să nu-mi închipui, să nu-ți închipui că sunt așa de prost, că nu, că voi plăti. Eu voi fi primul. Pentru mine e un om care nu mai putea să scape de schimb, care a fost ales pentru o anumită misiune și care trebuia să-și o îndeplinească. Își da seama că merg despre distrugerea atât a lui cât și a celor din jur, dar nu mai putea să dea înapoi. Piteștiul a fost lupta împotriva unui sistem, nu împotriva unor oameni. Oamenii nu contează. Toți fac acum caz de X, de Y, de Ionescu, de Popescu, ce a făcut. Nu, nu aceasta este esențială. Esențialul este sistemul de lucru care, odată pus în mișcare, se mișcă printr-o dinamică proprie. Se mișcă printr-o dinamică bazată pe anumite realități adânci umane, pe anumite forțe ale răului care sunt sădite în fiecare și care reușește să le scoate la iveală și care, prin ele, poate ca să se învârtească această coroană pe care nu mai poate fi primită. Nu este, creierul acestei mașinării nu este în țară. Creierul acestei mașinării este în altă. De altfel, a fost aplicată și înainte, în Rusia post-revoluționară, în 1920. Am o serie de date că a fost aplicată aristocrației ruse. Și acolo a fost aplicată în lagăre mixte. Și să știți, în lagăre mixte capătă formă oribilă. Vă imaginați, nu ar trebui să mai puteți. Da, revenim la Pitești. Dacă un asemenea eram la 25 de ani, eram rănit pe un front de apărare a patriei, de eliberare și apărare a credinței a poporului meu și am fost condamnat la 65 de ani și condamnat la moarte de acest individ. Dar cum ne putem împăta noi cele două morale? Eu creștin, el ticălos, el diavol. Avem ceva de la asta e secolul 19 de bani. Sunt Ștefan Nafta Nailă, îi mulțumesc pe numele Anton pentru asistența tehnică și vă dau întâlnire și mâine dimineață. Cu bine! Alexandru Nicolski, ca și colegul său, Patrușa Bondarenco, alias Gheorghe Pintilie, șeful Direcției Generale a Securității, reprezentau spiritul marii terori din Rusia comunistă. În anii 1937-1938,
s-au format comisarii pregătiți să-și facă datoria față de patrie, mai exact să lichideze și să reprime fără milă categorii mari de cetățeni care se opuneau comunismului. Nu de mult s-a publicat un martirolog al Leningradului, în care se află înscrise numele celor arestați și condamnați la moarte lună de lună, începând din august 1937. În imaginea de arhivă se arată cum lucra o instanță a NKVD-ului. Timpul dintre arestare și condamnare la moarte era cuprins între câteva zile și câteva săptămâni. Sentința fără drept de apel era aplicată doar în câteva zile. Procesele lui Zinoviev, Kamenev, Buhari, tovarășii lui Lenin au avut un mare ecou în epocă, pentru că sub puștelor mai groaznice torturi, aceștia au mărturisit vinovății de neiertat, complot, terorism, acte de sabotaj, subminarea puterii sovietice, desmembrarea URSS-ului. Aici s-a născut experimentul Pitești. Dar rezervă în anul 1961. Nicolae Ceaușescu l-a decorat pentru merite deosebite în construirea socialismului. Moare la 16 aprilie 1992, cu o zi înainte de a se prezenta la Procuratura Generală pentru a fi audiat într-un dosar numit Procesul Comunismului. Dosarul s-a închis înainte de a se investiga, fie și numai o singură crimă a fostei politici politice. Torturarea deținuților de alți deținuți a fost extinsă în multe închisori din România. Ucis în bătăi la securitatea din Rahovei, Gheorghe Ursu este schinguit și în celulă de un deținut de drept comun care trebuia să-și asume întreaga culpă. Muncitorii brașoveni au descoperit după anchetele tot din Rahovei pe un coleg de-a lor că lovise la ordinul ofițerului politic pe unul dintre ei. L-au identificat mult mai târziu, după 1989. Piteștiul a continuat ca axă a degradării omului în detenția politică și uneori la scara întregii societăți comuniste. Artistico, literare, sociologico... Dacă v-aș povesti de felul cum erau terorizați, de felul cum erau, ce zic așa, maltratați, schingiuiți acești oameni, dumneavoastră n-ați crede. Iar eu vă spun sincer, n-aș avea posibilitatea, imaginația, ca să pot să vă povestesc în ce hram erau chinuiți acești oameni. Vă dau un exemplu, Bogdanovici.
Era așezat în genunchi, cu fața, cu capul în față, și venea turcanul din partea aceasta și îl vedea cu bocancul și aruncam, când avea îi scutea, îl arunca în partea asta. După ce ziceam partea aia altă, îl dădeam în maxilar și îl arunca în partea aia. Iar la urmă zicea, ei, n-ai suferit. Și îi strângeau, îi scutea dinții din gură. În momentul în care a murit bocancul, deci nu avea niciun dinte. Iar din punct de vedere al sănătății era perfect nebun. Aș spune un lucru care mă înfiorează. Înainte de a muri, își făcuse nevoile pe el, Bogdanovi. Și-a luat fecalele în mână și spunea, vai dragul meu, și tu ai să mor ca și mine, ca să vină pușcașul și după aceea să-l iei de gât, să-l plântească și să-l omoare. Acesta conștientește. Metodele care s-au folosit, nu cred că în viață le folosești, ca să zic așa, satana, nu cred. Sunt lucruri pe care mintea unui om nu și le poate face. Înainte de 89, Dumitru Bacu, Pitești, Igor Dumitrescu, Demascarea, Paul Coma, Partiu după Pitești, Jegilia Runca, Fenomenul și Pitești. Vă zic să ne oprim la acest moment romantic. Dragul meu, și tu ai să pieri ca și mine. Dar să ne căsătorim înainte. Dragul meu,